Altercația s-a produs chiar de Ziua Națională a României. Cei doi s-au luat la ceartă și după un schimb de replici dure, totul a degenerat într-un scandal monstru. Dumitru l-a lovit cu pumnii pe Florin Oaie, iar acesta a ripostat cu un cuțit, aplicându-i mai multe lovituri tânărului de 28 de ani. Ambii au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale. A fost adus în data de 1 decembrie la departamentul de urgență în jurul orei 14, cu plăci multiple înjunghiate la nivelul toracului, afirmativ prin agresiune. A fost internat de urgență la chirurgie toracică, operat. În acest moment a revenit de la terapie intensivă la secția de chirurgie. Este în stare stabilă. Tânărul înjunghiat este și acum internat în spital. Florin Oaie, în vârstă de 30 de ani, a fost reținut pentru 24 de ore și prezentat magistraților cu propunere de arestare preventivă pentru tentativă de omor.